Prințul Moise. Am jurat tatălui meu că cetatea construită în cinstea lui Osiris va fi terminată și locuită. Domnul meu, am încercat totul. Tu ești cel care a insistat ca evreii să construiască cetatea. Și tu ai spus ca toți copiii de parte bărbătească să fie omorâți la naștere. Tu ai vrut ca oamenii să fie bătuți. E numai normal ca lucrătorii evrei să nu găsească nicio plăcere în a te sluji. Și apoi lucrează din ce în ce mai încet. Decizia faraonului e înțeleaptă. Numărul lor a depășit pe cel al egiptenilor. Dacă ar izbucni un război, ar putea să treacă de partea vrăjmașului. Nu despre asta vorbesc. Poate nu-i biciuiești de ajuns. Dacă i-aș biciui, ar cădea la pământ. Desigur, desigur, dar să nu faci lucrul acesta. Dacă lucrarea la clădirea cetății nu avansează, tu și ajutoarele tale veți fi biciuiți. Timpul a trecut încet ca și apele calme ale Nilului. Moise a crescut din ce în ce mai mult, iar prințesa Tira i-a oferit dragoste și grijă maternă. Avem nevoie de mai multă culoare roșie aici. Când vom pleca din această țară ostilă, Doamne Dumnezeule? Când vom putea pleca către țara promisă părinților noștri, Avraam, Isaac și Iacov, pe care l-ai numit Israel, pe care îl respectăm? Când îți vei binecuvânta iar copiii, Doamne? Doamne, Tu vezi că faraon vrea viețile tuturor copiilor de parte bărbătească. Doamne, de ce îngădui să se întâmple lucrul acesta? Noi suntem copiii slujitorului Tău, Israel. Tu ai promis și ai spus, te voi face o națiune mare. Amram, acesta este fiul tău. Este un dar din partea soției tale. Doamne, acesta este fiul meu. Dacă supraviețuiește, tu, Doamne, îi vei da un nume. Îl voi circumcide ca să facă parte dintre copiii poporului tău. Iochebed, dragă, spune-mi ce vei face. Îl voi ascunde. Acest copil trebuie să trăiască. Nu voi spune niciun cuvânt, chiar dacă va trebui să plătesc cu viața mea. Oh. Ai auzit sunetul? A venit din tufiș. Faraon a dat ordin să fie omorâți toți nou-născuții.
Haide! Oh. Am adus acest coș. N-avem altă opțiune. Soldații lui Faraon au intrat în fiecare casă. Acum trebuie să-l lăsăm în mâinile lui Dumnezeu. Sper că cel puțin tu vei supraviețui, fiul meu. Am izolat bine coșul cu smoală. Doamne, ai grijă de el. Vâzliți, vâzliți, vâzliți cât puteți de repede. Aproape am ajuns. Că este un copil evreu. Aduceți-mi o cârpă de in. Ce vrea această fetiță? Sunt pentru tine. Cine ești tu? Sunt Pitra, fiica lui Faraon. Ridică-te, copilă, ridică-te. Doamnă, vrei să mergi și să chem o doica evreilor ca să-ți hrănească copilul? Mergi, aceasta este soluția. Adu-o la mine cât mai repede. Mă voi grăbi ca să o găsesc. Foarte bine, încearcă să te grăbești. Acesta este un dar din partea zeilor. Îl voi numi Moise, care înseamnă scos din ape. Îți place? Îmi place, doamnă. Moise, scos din ape. Când vei termina de alăptat, îți voi plăti. Nu este nevoie să mă plătești. Alăptezi un prinț. L-am adoptat pe Moise, așa că tu trebuie să fii recompensată.
văzut. L-am văzut și l-am alăptat. Prințesa îl va numi Moise, scos din ape. L-a adoptat? Știe că este evreu? Desigur că știe, totuși l-a adoptat. Acum e prinț, prințul Egiptului. Binecuvântat fie Dumnezeu. Imhotep, înțelepciunea împărăției Egiptului nu trebuie să fie ascunsă acestui copil. Prințesă, sunt sigur că prințul Moise va fi înțelept, dacă vrea. E foarte bine. Sunt singurul prinț al Egiptului. Nu îl cunosc pe el. Prințule Merneptah, fiu și moștenitor lui Faraon, ești singurul și deasupra tuturor. Moise este fiul prințesei Ptira și el este prinț. Vom vedea care dintre voi este mai bun. Eu sunt! Vom vedea, vom vedea, prinț. Deschideți aceste cutii și puneți cărțile pe masă. Să vă văd acum. Am terminat. Este Horus, dumnezeul lui Faraon. Foarte bine. Merneptah a rezolvat și el exercițiul. Nu este adevărat. A fost șeful arcașilor regelui, marele Seti. El a apărat cetatea Egiptului când regele Horemed a intrat prin voia lui Horus în locuința morților. A fost un războinic de neînvins. Este foarte, foarte greu să fii scrib. Scribii sunt ucenicii marelui Dumnezeu tot. Ei sunt înțelepții împărăției noastre. Un prinț care trebuie să știe să scrie ar trebui să știe și să se lupte. Iată, pe harta aceasta se găsește o stea. Acea stea care îi călăuzește pe cei care călătoresc prin deșert. Faraon are mereu cu el un astronom. La ce-mi folosește să știu cum să citesc în stele? Un astronom trebuie să știe că Faraon citește și el în stele. Iarba care vine din Nubia produce un lichid cu putere de vindecare. Și dacă este nevoie, poate să-și ucidă. E adevărat, stăpâne? Așa e, prințule, așa este. Informația asta poate fi foarte folositoare. Cine a câștigat? Tu, fiul lui Faraon. Moise, am vrut să te întreb de câteva zile. De ce ești așa de palid? Este vorba de Merneptah. Îl urăsc, mamă, nu-l mai suport. Nu vrea decât să mă bată, însă eu câștig întotdeauna. Tu ești diferit de el. Ce vrei să spui, mamă? Ești mai bun decât el, ești fiul Nilului. Sunt sigură, Moise, că Horus îți va da zile frumoase. Așteaptă și vei vedea. Cât de mult trebuie să aștept? Încă un pic. Voi vorbi cu Faraon despre tine.
înălțimea ta, misiunea nu este ușoară. De ce? Deoarece construcția cetății a început acum 40 de ani. Sunt sigur că nu este ușor, însă lucrul trebuie terminat. Dacă sclavii nu lucrează, trebuie pedepsiți. Știu. Problema e că în câteva luni nu veți mai avea pe cine să pedepsiți. Ce vrei să spui? Bărbații evrei care pot să lucreze sunt puțini. Foarte puțini. Și cei tineri? Nu e nimeni aici cu nume ca al tău, scos din ape. Ar trebui să știi lucrul acesta. Și ce altceva ar trebui să mai știu? Tinere prinț, am jurat că voi păstra tăcerea cu privire la acest subiect. Este ceva ce nu trebuie să știu? Nu te îngrijora. Voi face tot ce pot să termin construcția cetății. Voi aduce mulți lucrători din Nubia, chiar dacă nu se evrei. Fă ce vrei, însă vreau ca faraon să vină și să inaugureze noua cetate cât mai repede. Vom da un ospăț mare. Sigur, domnul meu. Este el. Prințul Moise, intrați înălțimea voastră, casa noastră este ca și a dumneavoastră. Locuiți într-un loc așa de sărăcăcios? Noi am construit aceste case, când cetatea va fi terminată vom pleca. Nu am știut lucrul acesta, câți locuiți aici? Am mai rămas doar câțiva slabi și obosiți, cei mai în vârstă au murit din cauza lipsei de îngrijire. Îmi pare rău, voi face tot ce pot pentru voi. Mergeți cu bine, înălțimea voastră. Acest loc nu vi se potrivește. Să terminăm cina. Mâine vom fi iar biciuiți. Îmi pare rău să aud lucrul acesta. E bun. Vezi, construcția cetății aproape a fost terminată. Văd. M-am plimbat în fiecare zi printre sclavii evrei. Ai vorbit cu sclavii? Să știi că am vorbit cu unii dintre ei. Par supuși și cinstiți. Asta datorită mie, înălțimea voastră. Sper că îi veți spune acest lucru lui faraon. Îi voi spune de asemenea că îi lasă moare de foame. Sunt doar niște sclavi, meniți să fie distruși prin voia lui faraon. Ție de ce ți-e milă de ei? De parcă ar fi frații tăi. Oamenii trebuie conduși să trăiască, nu să moară. Tinere prințe, greu să aduci la tăcere vocea sângelui, nu? De ce îmi spui lucrul acesta? Ce încerci să-mi spui? Nimic, tinere prinț, nimic. Socotește că nu am spus nimic, nu te îngrijora. La ordinele dumneavoastră, domnul meu. Mergi la palatul guvernatorului. Nu pot, am primit ordine să nu te părăsesc, domnul meu. Ai curaj să nu mă asculți? Nu, domnul meu, nu. De ce? De ce m-ai lovit? Ieri sculptai aceeași scenă ca și astăzi. Lucrezi prea încet, evreule. Lucrezi prea încet. Voi vorbi cu guvernatorul? Te voi acuza de cruzime. De ce ai făcut asta? L-am văzut cum a ridicat biciul și m-am mâniat. Este chemarea sângelui care niciodată nu minte. Trebuie să-l ascunzi acum. Nu trebuie să-l vadă nimeni. Uite o groapă acolo. Trebuie să ai mai multă grijă, prințul meu. Fii mai atent. De ce le cer slujitorilor tăi să mă spioneze? Am primit o scrisoare de la mama ta.
De ce ai venit aici? Nu știi că ești în pericol? Mai repet o dată ce ai spus despre sângele meu. Este chemarea sângelui care nu minte niciodată. De ce ai vorbit despre sângele meu? Puneți întrebarea aceasta și vei descoperi cine ești. Moise, cel care a fost salvat din ape. Te rog, pleacă acum. Ai dreptate, trebuie să plec. Ai luat-o pe fica mea. Ea va veni cu mine. Nu ar fi trebuit să-l omori, este unul dintre frații tăi. Ce vrei tu? Nu te-a ales nimeni guvernator și judecător peste evrei. Nu vreau să lovești pe fratele tău. Și dacă nu te ascult, mă vei omorâ așa cum l-ai omorât și pe egipteanul de ieri. Nu te-aș omorâ. Faraon vă omoară în fiecare zi. Aceasta este Camila. Am fost salvat din ape. Sângele meu este sângele lor.